proiect susținut de Primăria Municipiului București prin Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic, în cadrul programului București Centenar. În anul 1718, după un surghiun de 4 ani înfiorător la Stambul, boier Iordache Crețulescu și soția sa Safta se întorceau triști și îndoliați la București. Safta era fiica marelui voievod martir Constantin Brâncoveanu. Împreună cu soțul său și restul familiei, asistaseră la asasinarea în 15 august 1714 a tatălui său, care a preferat să fie decapitat, atât el cât și cei 4 feciori, decât să se lepede de Hristos. La întoarcerea din surghiun, cei 2 soți au hotărât să construiască în curtea caselor lor domnești din Ulița Mare, așa cum se numea atunci Calea Victoriei, o biserică închinată Adormirii Maicii Domnului și Sfinților Arhanghel, Mihail și Gavril. Splendidul lăcaș ortodox în stil brâncovenesc a fost inaugurat în 20 septembrie 1722. Biserica aflată pe Calea Victoriei, în vecinătatea Palatului Regal și a Sălii Palatului, a fost martoră a 3 secole de istorie românească, 3 secole de mari vicisitudini. Numeroase cutremure au afectat foarte mult ctitoria. În epoca comunistă, biserica a avut iar de suferit. Avariată după cutremurul din 1977, a fost pe punctul de a fi dărâmată de 2 ori, în anii 50 și a doua oară în 1989. Doar un miracol a salvat-o de la ștergerea de pe fața pământului. Acesta s-a numit Henriette de la Vrancea, șefa Uniunii Arhitecților. Aceasta, o împătimită a stilului brâncovenesc, s-a opus cu vehemență tăvălugului comunist care dărâma fără nicio strângere de inimă orice clădire, indiferent de valoarea sa arhitectonică, care stătea în fața sa. Aflată peste drum de Piața Revoluției, biserica a fost un martor activ al acelor evenimente. În pridvorul său pictat cu scene biblice s-au adăpostit cei care, cu piepturile goale, înfruntau ultimele zbateri ale comunismului. Frumoasa cărămidă roșie care îmbracă pereții exteriori a fost avariată de gloanțele care șuierau în acele zile. Urmau să fie înlocuite prin lucrarea preotului Vasile Răducă, cel care avea să fie primul paroh al bisericii de după Revoluție. Printre sfintele odoare ale bisericii se află un candelabru prețios din bronz emailat și care se află în naosul Sfântului Lăcaș. Piesa datează din anul 1831 și a fost realizată în atelierele Barbedien de la Paris. Mai presus de orice, Biserica Crețulescu este unul dintre reperele importante ale ultimelor 3 secole. Zidurile de cărămidă roșie, pisania de deasupra intrării, pridvorul cu coloane șoptesc vreunui vizitator povești de demult despre credință nestrămutată, sacrificiu și românism. Proiect susținut de Primăria Municipiului București prin Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic, în cadrul programului București Centenar.